Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori ai canalului Tele9. Sunt Costea Adriana și astăzi la Vocea Străzii mi-am propus să vorbim despre Rădăuți, un oraș destul de liniștit, cu o populație de aproximativ 24.000 de locuitori. Situat în nord-estul României, Rădăuțiul este al treilea centru urban din județul Suceava. Deși cu toții știm că aproximativ 9 luni de zile acest oraș a trecut prin momente dificile din cauza situației administrative. Încet, încet am văzut cu toții că și-a revenit. Avem un viceprimar cu atribuții de primar, avem un consiliu local și lucrurile au început să se schimbe. Am dorit să aflăm de la cetățeni care este imaginea orașului Rădăuți în momentul de față. Care sunt minusurile și ce ar trebui să facă aleșii locali pentru a se schimba ceva în orașul nostru? Ce credeți dumneavoastră, personal, că îi lipsește? Multe lipsesc, dar orașul e întors pe dos. Deci nu știu dacă poate cineva ca să o iei de la capăt și să o ducă la bun sfârșit. Astea sunt cârpieli ce se fac acum. Pentru campanie electorală, pentru lumea verde. Nu văd. Aici trebuie un gospodar, nu un politruc care nu mai știe să dea din gură și fapte nimic. Ați fost în parcul de la cinematograf? Domnule, este bătaie de joc. Parcul de la lac. Și trec toți candidații. Domnule, nu poți să te așezi pe o bancă să mergi prin parc de ciori, de gainas, te trezești cu noroc cu picap. Nimeni nu vede, domnule. Orașul Rădău ce se lipsească? Centru istoric refăcut, luminat, străzile refăcute și altceva. Mai promit noi aleși care vor fi, că vor face multe, parcul este cât de cât. Și aici unii statui ar trebui făcut ceva mai. Sunt străzi unde sunt case noi și nu este apă și nu este canalizare făcută. Asta sunt interesată că am și eu băiatul într-o zonă care ar trebui să fie făcut aceste chestii. Gospodăria, să-l gospodărească ca lumea. Eu știu ce pot să vă zic, ce îi lipsește. Un primar mai bun, poate. Nu? Multe trebuie să facă în toate orașele, nu numai ei. Lipsește o cărmâire cum trebuie. Un primar și o echipă de consilieri. Niște oameni serioși și puși pe treabă. Că de... nu mai vreau să spun nimic. Nu suntem de Rădăuți, dar de fapt de tete le lipsește la rădăuțeni. Deci de tete, nu știu ce să mai spun. Gaziți, faine și... Deci ar trebui ceva, drumurile astea ar trebui minunate făcute. Foarte multe. Curățenii, drumurile la pământ, nu vedeți ce drumuri sunt. Tot să sapă, tot să face, tot și nimic nu-i. Multe ar trebui, dar... Ne lipsesc multe, inclusiv infrastructura, este o problemă. Bineînțeles că s-a făcut canalizarea și astea, în rest, așa ca aspect de la fostul primar, care au fost, sunt lucruri bune, bine făcute. Asfaltul, străzile, asfaltul, sunt cele mai mari lipsuri din Rădăuți. Ar trebui făcută o centură, măcar cea principală, de Ștefan cel Mare. Din capăt până în capăt, chiar și banda asta, majoritatea benzilor din Rădăuți. Lipsește o conducere stabilă și gospodar să fie oamenii. Adică primarul sau cine vine la conducere una, să fie oameni gospodari. Ce ar trebui să se facă în Rădăuți? Ce să facă? Curățenie mai multe. Stabilitate mai mult. Drumurile, domnișoară. Drumurile, nu. Deci trebuie reparate. În afară de asta, ce să mai trebuie asta? Dar cine are? Ce lipsește? Tot. Aia, nu chiar tot. Bună gospodărie. Nimic nu-i lipsește. Totul e perfect în orașul Rădăuți. Trebuie aleși toți care sunt puși garduri. Pe pareți trebuie puși toți primari. E totul perfect în orașul Rădăuți. O zi bună, toate cele bune. Cine credeți că este responsabil pentru lipsurile acestea? Toți cei care sunt acum pe liste și candidează din nou. Deci promisiunile astea sunt de ani și ani de zile.
Și nu văd, nu, și vin și se lasă de la o campanie electorală la altă campanie și vin și prostește lumea, domnule. Aici trebuie unul care să aplice legea, domnule. Pentru că la noi aici, în Rădăuți, este o lipsă de respect față de lege și implicit față de cetățeni. Sunt mințiți. Asta este adevărul. Consiliul orașului, așa cred eu, toți vin cu propuneri de la diferite partide, nu e numai un singur partid. Este o abordare din partea tuturor. Noi, cât vedem, ne dorim așa ceva. Ce credeți că s-ar fi putut face ca aceste lucruri să fie evitate? Ar fi trebuit de-a lungul anilor, de când s-au perindat la conducerea orașului diferite partide, nu poți să facă totul într-o perioadă scurtă de timp. Asta treptat, să transmită de la unul la altul și să rezolve. Da? Cine poate fi decât primăria? Dorim în subordinele lor este această problemă de rezolvat, nu? Ar fi putut fi evitate toate aceste lucruri până acum? Da, cu certitudine, dacă cei care conduc sunt competenți. Dacă nu, e situația asta. Administrația e responsabilă fiecare la compartimentul la care este însărcinată să ducă la îndeplinire. Primăria, cei care vin la conducere, nu știu altceva să facă decât să îi lese pe muncitori să facă același lucru care îl fac în fiecare zi, să peticească, atât. Păi cine? Conducerea. Primăria. E și normal dacă nu e măsuri pentru a rezolva situația care este, și normal că primăria e de vină. Dar nu pot să fiu eu de vină. Eu mă duc la primărie și spun, domnule, uite așa, așa. Eu am spus, eu am auzit, eu am făcut. Asta e lor. De regulă, banii din buget de la primărie, nu? Ei răspund de drumuri. Așa știu eu. Știu eu? Gașca din primărie, de la conducere, guvernanții. La noi, în România, nu sună bine. Nu știu toți riscul țării. Suntem o țară de risc. Ce să mai vorbim? Industrie nu avem, aia nu avem, suntem datori vânduți. Nu se mai pune capul corupției și dacă să numai teatru la televizor pentru televiziune și asta e tot. Nu. Tineretul nu are viitor. Suntem datori. Suntem o țară din evul mediu. Nu putem mișca nimic. Ne se comandă de afară și asta e treaba. Se pare că în topul celor vinovați rămâne tot primăria, dar nu putem da vina pe Consiliul Local actual, deoarece am văzut că în ultima vreme s-au mai mișcat puțin lucrurile pe municipiul Rădăuți. Toate repercursiunile negative au rămas de la vechea conducere. Oare o colaborare între instituții ar fi fost o rezolvare pentru a se evita anumite aspecte? Să vedem ce ne-au răspuns cetățenii. Credeți că o colaborare mai strânsă între instituții ar fi rezolvat problema? Da, e adevărat. Ce și spuneți dumneavoastră, ar fi rezolvat această problemă. Nu se poate deodată toate, dar trebuie luate pe rând și făcute. Asta mă gândesc eu din partea mea. Primăria, primarul, promite marea și cu sare. Nu poate să-și ducă la îndeplinire toate obiectivele care și le-au planificat, pentru că în Consiliul Local sunt interese. Și atunci ce poți să faci? Că sunt acum candidați la primărie. Spun că vor face stadioane, șosele, toate așa. Vine Consiliul Local și atunci sunt parte. Și încep să certe. Băi, eu am interese acolo, eu acolo. Și vedem cum merge. Și nu văd. Aici bine ar fi dacă are și un primar să se dezbrace de haina politică, viceprimarul să stea în primărie și primarul să umbli pe teren. Nu știu dacă o să avem în următorii 10 ani oameni care să se pună pe treabă. Nu văd. Aici este, îi vezi că toți coalizează unii cu alții, fac fel de combinații
Și noi stăm și ne uităm. Se poate și treaba asta. Dacă ar fi o colaborare mai bună, poate să rezolvă, dar altfel... Dacă era o colaborare mai între instituții, se putea rezolva mult mai mult. Excepțional ar fi. Dacă s-ar împaca toți între ei, nu se mănânce ca niște câini. Că bă, ăsta face așa, ăsta face așa un alt, să unească toți la un loc și să iei să înceapă să facă ceva frumos pentru Rădăuțul nostru, pentru orașul nostru. Asta e ideea. Altceva... Deci sunt colaborări cu instituții, dar nu se respectă. Pentru că mita e mai mare ca lucrarea, sau nu știu cum să zic, sau invers. Se știe că lugu și ei își caută, își fac interese ca să fure. Ce mai este furat? Că prea mult nu mai este. Îndată ridicăm mâini în sus și apare război civil. Spre asta ne îndreptăm noi ca nație. Asta e soluția. Deși sunt multe orașe care bat Rădăuțul din punct de vedere estetic, Unia rămâne tot aici. Dar așteaptă ceva, așteaptă o schimbare, care va veni sau nu, vom vedea în viitor apropiat. Din România, cam ce oraș preferați dumneavoastră și din punct de vedere estetic și ca și conducere? Ca și conducere? Eu zic ceva unde am fost și am văzut și mi-a plăcut. Aradul mi-a plăcut, Timișoara mi-a plăcut. Așa, orașe mai îndepărtate de noi. Până și Gura Humorului e cel mai bine aranjat decât Rădăuțul nostru. Sper ca noi aleși să facă ceva și pentru noi. Doamne, eu am fost prin Gura Humorului. Deci îmi place. Îmi place cum... și în Suceava s-a mai făcut ceva. Dar eu vă spun că am fost 3 luni în străinătate, în Danemarca. Într-o localitate mai mică, așa. Domnule, eu n-am văzut un cablu aerian, am văzut șoseaua fără o gaură, cum așa, și cum Dumnezeu a curut, se poate și aici nu. Nu știu. Oare aleșii noștri nu fac vizite prin străinătate? Că bani sunt, să știți. Uitați-vă numai la sănătate acum ce probleme sunt. Și nu sunt bani, domnule, dacă fură tot ce dracu să mai avem și noi. Și noi îi lăudăm, că ăsta e partidul X, ăla e partidul Y, care e mai bun. Toți să știi. În Ardeal sunt mai multe orașe. Sunt orașe. Nu știu la noi dacă este un oraș chiar condus bine în România, dar sunt. Dar măcar din punct de vedere este. Spun Suceava, cât de cât curat, curățenii. În rest, ca în România. Viena. Deci Austria este, consider că este administrată foarte bine. Și arată foarte bine. Chiar am fost și am vizitat și arată foarte bine. Putem lua exemple. Și aici la noi, civilizația este de la, chiar de la fostul imperiu austro-ungar. Este, de asta suntem față de regat. Suntem un pic mai civilizați și din toate punctele de vedere ceva mai bun am luat, mai gospodăresc. Da. Piatra Neamț și Deva. Ulmu. Ăla în Germania, să știți, că eu vin și plec. Eu stau cam dublă cetățenie, dar ar trebui să pui un pic la punct. Poliția locală, poliția aia, nu-și fac datoria, domnișoare, nu-și fac datoria. Stau și mă uit acolo la noi, la bloc, unii stau, Bogdan Vodă, de partea altă. Mai zic, nu mă vorbim, că tinereța e tinereță. Dar să ajungă până la ultimul hal, să pui după gard să facă fel de fel de prostii, fel de fel, dar eu n-am fost nicio poliție local, nu știu pentru ce îi plătim pe așa. Nu-și fac datoria, merg la un restaurant, un altă, trag câte o bericu, un altă, gata. Nu mai, n-ai cu cine discuta. Asta ar trebui să pui, leacă de ordine și disciplină orașul ăsta, domne, să aibă un respect față de oameni. De oamenii ăștia în vârstă care sunt, da, degeaba. Mergi la un polițar și îi spui, de la mine, cum să-l aduc eu la tine? Dacă toate atribuțiile tale
din serviciu lucrul ăsta, nu? Să controlezi, să vezi. Eu de regulă stau numai 2-3 luni pe an în România, în Rădăuți, restul stau afară. Dacă să zicem că v-ați stabilit definitiv acasă și n-ați mai plecat. Păi stăm aici, domnișoară, pentru că aici ne-am născut. Nu credeți că e supra frumos, dar dacă aici te-ai naște, aici vii, nu? E logic. Și cam asta. Unde sunt investitori? În Brașov? Timișoara? Mai la graniță. Da, mai na, nu aici, na. Ziceți la hotar cu rușe. Că ies în urmă cu 100 de ani, 1000 de ani. După cum ați putut observa din materialele anterioare, lumea este cam nemulțumită. Vina aparține în mare parte primăriei, deși Consiliul Local actual nu a stat prea mult la conducere. Rămâne de văzut dacă schimbările vor veni sau nu. Cu bune, cu rele, cu lipsuri sau cu plusuri, acesta este orașul nostru. Un oraș care zic eu că este destul de frumos în comparație cu altele. Suntem în zona Bucovina, o zonă destul de renumită pentru biserici, mănăstiri, dar și multe tradiții și obiceiuri. Așa cum am specificat, tot timpul vor fi probleme în fiecare oraș al țării, chiar și în afara granițelor. Sperăm ca data viitoare să vă aducem în fața micilor ecrane mai multe lucruri pozitive, mai multe păreri de bine. Cam atât a fost pentru astăzi. Sunt Costea Adriana și vă aștept data viitoare la o nouă emisiune Vocea Străzii.